Bună seara, chat. Bună seara, chat. Ce faceți? Suntem live? Suntem live? Dați multe, multe, foarte multe comentarii dacă suntem live, că eu nu știu dacă suntem live, gen. Știți ce zic? Dați foarte mult. Mamă, câte comentarii deja. Ia uite, a intrat David Ayan, Daily Spouting, Radu Gaming, Creative, BG Pro. Mamă, nici nu mai știu să citesc numele astea. Ciao, ragazzi, Guzmaninto, ciao, Zasami, Alexandru Ioan Popa, Id Kappa Play, Gabriel Cristian. Mamă, cât ți-am intrat, mâncați și nu pot să intru pe server. Punem și noi un story pe Insta că, bă, am avut un membru luat pic cu un minut înainte de live. Hai să-i spunem numele aici, să-l anunțăm. Uitați, Popsor a luat membru exact înainte de live, dar să știți că acesta încă este un stream caritabil. Dacă vreți să donați 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro pentru cauza asta, să ducem alimente, jucării, hăinuțe la niște familii defavorizate. Nu uitați să donați. Nu pentru mine. Suntem la coadă să intrăm pe FPlayT, după câte vedeți. Văd că nu prea vrea să iasă nimeni de pe server. Așa că dacă sunteți pe server acum, ieșiți ca să intru eu. Cel mai bun pisat este la gelul și bikini de toate culorile. Așa este. Ce poți face pentru un hai? Hai, unde hai? Încă suntem la coadă. Putem face cumva să ne băgăm în față la coadă? Opa! Sunt pe 5! Opa! 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 Ah, s-a oprit la mine. What the fuck? Ați văzut cum se ducea coada și s-a oprit la mine? Ai VIP Emerald? Da, am. Sunt pe locul 1 la coadă. Ce faceți? Faceți și noi un roleplay frumos în seara asta frumoasă de duminică? Facem sau nu facem? Haideți să punem și un story. Haideți să punem și un story pe Instagram. Haideți să faceți noi o să de like-uri repede ca să ne strângem. Dați și voi acolo un comentariu cu ce vreți voi. Scrieți ce vrea sufletul vostru, orice. Știți ce zic? Scrieți acolo ceva. Haide, am pus și pe grup. Hai să vedem cine intră de pe grup. Am pus și n-am pus story. Vreau să pun și story, dar nu pot că n-am intrat pe server. Vreau să spun așa cu serverul. În rest, ce faceți în această seară frumoasă? Cu ce vă ocupați? Opa! Opa! Nu se aude, nu? Opa! Nu se aude absolut nimic. Hai să dăm... Oare are copyright asta? Cred că are copyright, nu? Are? Opa! Are copyright, nu o lăsăm, nu o lăsăm. Hai bă că intrăm și noi. Am stat un pic la coadă, dar am intrat pe la urmă. Nu știu dacă ați fost ieri pe live când m-am jucat pe FPlayT, dar am ajuns taximetrist, nu știu dacă vă așteptați. Cam am față de taximetrist, nu? Hai să punem și un story pe Insta. Haideți și voi cu... Opa, nu vreau să vedeți aici câți bani am. Sunt plin de bani. Bun venit pe FPlayT. Bine v-am găsit, lăsați-mă să mă joc. Gata. Gata, gata, punem așa și hood-ul. Punem și un story. Cum fac mă așa? Suntem live. Așa. Live pe FPlayT chiar acum. Gata, am pus cine avem de pe grup. Scrieți și voi acolo orice pe chat, jurați-mă ce vreți voi. Ce vreți voi? Johnny la pușcărie. Oh. Bă, știți ce sunt eu curios? Bă, fiți atenți, frate.
Vă zic sincer, mi-am luat VIP-ul ăsta Emerald și eu nu știu ce mașini am. Adică nu prea le-am verificat. Ia să vedem. E, garaj. Hai să vedem mașini deținute. VIP? Ferrari F12 VIP, Lamborghini Centenario. Wow! Maybach. Ferrari. SF90. Oh, salutări, domnul Bikini, ce faceți? Mă auziți? Oh. Nu am încă ăsta, nu am încă sunetul. SF90, BMW Z4, Rolls-Royce, Bugatti Chiron, Porsche Taycan. Îi scriu lui domnul Bikini, am roșu în gât, nu pot vorbi de răceală. Așa, ce mașină să-mi iau chat, ziceți voi? Mercedes S63, M5, Bugatti. Cel mai tare Chiron-ul. Bă, am văzut că era Ferrari, la Ferrari. McLaren. Aș vrea să testez un pic mașinile astea VIP. Oare cât timp, uite mă, Ferrari la Ferrari, pe ăsta vreau. Oare cât timp, ia, me. Iau o scrie. Iau opa, scrie și îmi trece. De ce nu poți vorbi? Bă, nu știu. Cred că e blocat chat-ul încă. Mamă! Oh, Emanu un miros puternic de transpirație. Faci așa. Sunteți cam... Nu. Sunteți cam împuțit, domnul. Nici nu ce dra... Cum e, mă, Ferrari ăsta? Pai de capul meu. Vai, cum merge. Deci stați așa să intru la setări joc. Salut, salut tuturor. Haideți și voi cu like-urile alea. Am făcut și noi. Hai să facem 100 de like-uri, vă rog eu. Haideți să facem și noi 100 de like-uri. Bă! Bă, ce fac, ce fac? Bă, ce, de ce sunt așa supărat, bă? Pardon. Ia mai, hai să vedem și noi interiorul ăsta frumos. Mamă, zici că suntem la Formula 1, domnul Bikini. Oare când revine, mă, sunetul pe chat? Opa. Nu prea merge mașina. E îngătuită mașina, ce se întâmplă, chat? S-a stricat, bă, mâncați-și. Apasă B, am apăsat B. Am apăsat B. Există al de de frână de mână? Au apăs, vă jur. Am apăsat din prima. Există alt buton de frână de mână? Nu merge chat, nu merge.
Cine m-a ajutat? Sedo, Sedo a zis bine. Vai de capul meu! Cum merge Ferrari-ul? Wow! Stați așa că ies prin parbriz. Mi-am pus centura. Wow, cât de tare Ferrari-ul ăsta, vă jur. Este efectiv superb. Unde doriți să mergem, domnul Bikini? Trebuie să mergem în oraș. Îi dăm aici? Dar de ce vorbești cu domnul Bikini? Cum adică? Cum adică de ce vorbesc cu domnul? Nu s-a activat... Aha. Nu mi s-a activat voice-ul. A, să-i spun direct Bikini, păi e domn. Bă, când se activează mă voice-ul ăsta? Mă auziți, domnul Bikini? Oh, gata, gata. Să trăiți. Deci am fost răcit până acum, am încercat să scot o vorbă, n-am putut. Ce faceți, domnul? Uite ce n-ai, hai dă-mă tură până să vedem ce fac băieții pe acolo. Păi cu mașina asta crezi și eu. Asta oricum e genial. Bună seara, bună seara, chat. Arată foarte bine, se vede că aveți, stați bine pe portofel. Păi nu, n-am muncit și noi toată viața. Păi da, aveți portofelul gros, după cum se le aveți Ferrari. De ce Ferrari este ăsta, dacă puteți să-mi spuneți ceva lucruri despre... Despre acest Ferrari? Da, da. Un motor V8 aspirat 4x4. Dezvoltă 750 de ponei. Bun, bun. Atrage multe femei. Ok. Și polițiști, mulți polițiști. Băi, ce ați... Oh. Dracu a intrat la noi, bă. Mamă. A fugit. A fugit domnul Bikini, se-ți bine? Hai de capul meu, nu prea avea voie la să fugă așa, dar... Hai de capul meu. O să-l ia poliția, dar vedeți, vezi domnul Bikini cât de forță este acest Ferrari, că nici nu s-a îndoit? Arată foarte bine, da, văd, dar o simplă zgârietură acolo în bol. Da, dar problema e că Toyota Prius n-a avut nicio problemă. La impact? Da, a fugit direct. Da, am văzut că s-a dus. Ar trebui să mergem la domnul Ceaun la service. Da, o idee foarte bună. M-a prins și radarul. O să vină și el la un moment dat. Mamă, ce ne-a dumcinat. E roșu. Da, aparent e ok, putem trece, nu. Nu ne vede. N-a văzut nimeni. Ideea e să nu stăm la să nu ne ia radarul. Cam greu. Radarul mai mare dracului. Grijă mare aici la intersecție. Oh, periculoasă intersecția asta. Da, mai trec, mai trec pe aici.
Să înserează da, ceas. să ne băgăm să începem să vindem, să facem și noi niște bănuți, că se face seara Păi până asta frumos, zic. după ora 8. Pe aici să nu te oprești, orice ar fi. Aici orice ar fi, nu te opri, că e jale. De ce? Uite, mai sunt bucătar. Ia. Salut, ia. Salut. Domnul bucătar. Și un 2 lei, aladâm. Domnul, sunteți cu o cauză nobilă? Da. Da, sunteți bucătar, văd. Boxer. Gătiți cumva cu făină? Nu? Nu, nu gătiți cu făină, am înțeles. Nu, cu ulei. Prăjesc cu ulei. Aha, domnul bikini. Donați ceva la cauza asta? Cine e domnul? Nu am nimic pe mine acum. Cipi. Cine e domnul care are probleme? Cipi. Cipi? Ce a pățit domnul Cipi? Au picat ouăle. Ce-a făcut? I-au picat ouăle. Cum adică i-au picat? Aulo. I-au picat ouăle. Unde? A, păi și la mine pe jos. E o problemă. De ce dacă l-ați văzut unde și la picat, domnul bikini e o problemă doar cu unul dintre ou. Doar cu stângul. Doar cu stângul. Apoi? Îl doare. Îl doare. Deci. Am un varicocel. Are varicocel pe unul. Bă, n-aș pe trebuie să plecăm, domnul, n-avem nimic pe noi. Tot banii la bancă, scuze. Aolo, și aici brăjeală, ar brăjeală, brăjeală, brăjeală. Îți dai seama. N-ai văzut că avea 85 de ani la din poză. Băi, ador Ferrari-ul ăsta, bă, nene, bă. Bun, hai să mergem la serie din ce se întâmplă pe acolo. Da, cam fuge de cur. Cam fuge de cur Ferrari-ul. Trebuie să o reparăm neapărat că ne lasă motorul ăia. Văd. Varicocel am eu. Și uite, bikini are. Salut! Te plângă, te plângă. Salut, da-i-o, salut, bă! Salut! Pupo, bă! Salut, salut, salut! Pupo! Vă dăm o tură? Ferrari? Avem Ferrari? Nu, nu, mulțumim, mulțumim. Da? Uite ce o alergă. Okay. Văd. Pupo, bă! Oh, m-am dus pe sticiunea de tren. Bă, eu nu mai am nici benzină, bă, de ce nu-mi ziceți chat? Te grebuie să ajungi repede că îți cam cade motorul. Mi se îngâte motorul la Ferrari, nebunim. Dă-i pe-n față, nu faci pe dreapta aici, dă-i pe-n față. Dă-i, unde dă-i, mă, dă-i, rampa? A, uite-mă aici. Păi că-i jale viața mea, dă-i, 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 alo, iese fum. Dă-i dreapta, repede, repede. Repede, repede, că iese jale. Trebuie domnul Pablito. Urgență! Bă, bere fără alcool, dacă aveți. Da, da, desigur. Ce-i jo, Pablito? Ia aveți voi. Ceva, domnule. E urgență mare, domnul. Lăsați, lăsați. Cu cine? Ce urgență, domnul? Cade motorul la Ferrari, trebuie făcut ceva urgent. Ba, trageți aici între mașinile astea pe lângă aici. O bag între? Da, 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 bag aici între, te rog. Bă, tu care ești, mă? La bar aici nu aveți nevoie de cineva, mai part-time, așa? Vino cu Pablo. Da. Ia, șefule, că mă duc să schimbăm aici tot, dacă e nevoie. Gata. E problem mare. Problem, e? Hai pică motorul, mai nu mai are ulei, nu mai are nimic. La garaj acum, nu? Gata, da. Mamă, ce s-a strâns aici. Poate să mă ieși pe mine până acolo. Hai, hai, hai să rămână, să rămână. Uite, domnul... Domnul Gelu. Domnul, domnul. Da. Auzi, întreabă-l cum îl cheamă. Ușor, Pablo, întreabă-l cum îl cheamă. Salut. Să văd. Aveați foaie de rot. Cum te cheamă, mă, țiganule? Gelu Tulumfri. Tulumfri? Da. Pe tine, cum te cheamă? Pablo este numele meu. Escobar? Ce problemă ai cu mașina? I-a picat motorul. De la gât? Era blu. Să vedem. Vă place lanțurile de la gât, domnul? Frumoase lanțuri. Place, nu? Băi, bikini. Hei. Salut, bikini. Salut, salut, băi. Tu, treaba cu tine, mă, de lipsești. În ultima perioadă cam lipsești cam mult după aici, după la serviciu. Ce se întâmplă, domnul mecanic? Am dat drumul la ulei, domnule. Ai curăț la costum. Se făcea zboală uleiul aici. Bă, mincinosule. Păi, Caterinca, uite, întreabă băieți că am trecut pe aici, reparăm așa. Ia uite, a venit și Rolsu. E bubuit? Acum. Tu cu gelul. Ți-ai terminat treaba cu... Da, să știți că n-am asigurare că a plecat de la locul accidentului. A intrat când și-a plecat. Mamă, să-mi bă pula cât cum iese din ăsta. Astea, am încercat cu gelul. Da, dacă n-ai venit la petrecere, ce vrei? Da, le-am la mână. Mamă, să zici că e trick să bucură familia mea.
faceți working on a working on a weekend like usual. Am mai pe acolo, mă auziți? Bine. Ia vin. Să treci cu tot respect. Se repară, mă, Ferrari-ul ăsta. Să mașina ca lumea. Repară până la urmă. Mă auzi? Teo, Teo, era cineva acolo. Cu Rolls la costum, vreți să facem roleplay cu Rolls-ul? Ia uite și ursul ăsta. Comunică și cum? Care e treaba, domnule? Acum, doamne, mai un pic aici, mai un pic de completat să pun uleiul ăsta nou în celălalt. Ideea e că e cam nou în ăla și are cel 5-6 luni. A, păi dacă nu vezi tu, e clar. Colegul, dai pe plafon. Mă! Să ajungă ca mine. Mă! Mai de capul lui. Ia să bikini e modelul meu în viață, bikini. Vreau să ajung ca bikini. Nu, te rog, nu. Te rog eu, nu. E modelul meu, m-a luat de la început din oraș. Băi, Pablito, ne-am împrietenit ăsta cu tricou, parcă. Nu știu, mă, ce zici, mergeți la canapea acolo, vezi. Working on a weekend, like usual. Cine e Drake ăla? Dacă mă uit așa la el, aduce mai mult cu copilul de aur. Cu Cristi Mega. Mamă, ia vezi mașina. Oulu, ce comandă am. Bikini. Avem. Poftiți? Wow, ce mașină. Ai grijă de băiat. Dacă l-ai luat. Da, da, mișine, îl și mângâi pe fundureț. Bă, frate, nu-l vezi prostii. Așa, domnul plătită? Hai, bikini la treabă. Hai, bikini la treabă. Ia veniți domnul bikini un pic să vă zic eu. Ia să spune domnul Pirat, ce da. Mai exact ce... A fost ăla cu mai bacul? Nici nu știu ce să zic. Mă gândeam așa că părem cam golani așa, mă gândeam să... Eu mai am niște mașini, mai am un Rolls Royce, să ne îmbrăcăm și noi la costum. Să fim mai mafioți așa, știi ce mai zic? Mai eleganți așa, a? Asta zic, să... Da, nu zici rău. Să ne îmbrăcăm la costum, să ne luăm Rolls-ul și să... Vorbim altfel cu oamenii, că poate să intre și în spate, așa, părem... Părem vagabonzi, așa, în training cu Ferrari, cu, știi ce zic? Părem copii de bani, gata, noi trebuie să fim altfel, noi trebuie să fim stil mafiot, ca 98. Da, ai dreptate aici, chiar ai dreptate. Nu merge, ne simbăm și noi că hainele astea pe mine s-au împuțit. De tine nu mai zic că îți pute sub brațul moroi. La mine dacă mi-e dat, eu să dau cu tot. Tatere, trebuie să te speli. Domnul e gata, mașina, doriți o ceară cumva de protecție? Ce, o ceară? O ceară de protecție. Nu mai doresc că tocmai ce o ducem la garaj. O ceară de protecție. La hibernare. Am crezut că o ceară de protecție, că na. Nu. Nu, aveți și ceară de protecție, dar nu pe stoc acum, nu pe stoc. Hai, mă, ne îmbrăcăm să fim mafioți frumos. Vă așteptăm cu... Gata mașina? Totul e gata? Da, e în regulă, domnule. Cât mă costă? 550 vă face operațiunea. Să trăiți, seară bună. Să trăiți, mulțumesc frumos. Rugină de pe ea, nu? Mergem bikini? Rachetă, da, să scăpăm de rugină. Hai, interiorul, îi facem un custom, un... Nu, interior... Trebuie să mergem... Da, dar să nu schimbați nimic la el. Nu schimbăm, da. Și... Ia uite ce vreți să vedeți, am miroase transpirație în Ferrari. Da, să scăpăm de rugină, până un alt. Putem să luăm o mașină așa... Mai... Da, vezi că te bine, apare că nu prea mai e nici benzină. Oh, unde e cea mai apropiată benzină? Poți să-mi bagi pe Waze? E mai în față, dar nu că poi aici, e în dreapta. Putem să băgăm în garaj acum. O scoatem noi, luăm niște canise dacă ești o umple mai încolo. Dă-i aici, în dreapta, dă-i pe aici. E bine, mergi înainte și fă dreapta aici. Aici e mai în dreapta, uite garajul. Rolls Royce? Cu ce mașină ați dori? Dar luați-o dumneavoastră mai bine, că știți mai bine oraș. Nu, eu dumneavoastră, nu vă mai dumneavoastră, că deja ne cunoaștem de... Nu mai putem să ne tutuim, da, e ok. Asta zic. Ia spune-mi, ce mașină ai prefera? Ceva elegant, o limuzină, un Rolls Royce. Haideți sus. Imediat... Oh, Maybach! Păi ați vrut limuzină, domnul. Nu e chiar Maybach, e un S900 ceva de ce. Chiat! Dar merge. Deci te duceți spate la șampanie, nu vrei în spate la șampanie? Ba da, gata. Haideți în spate. Aoleu! Nu! Nu vreau mă în spate. Gata. Aia zic. Vezi că ai televizor, acolo e tot ce trebuie. Așa da, bikini!
Da, suntem îmbrăcați, cam, suntem cam boschetari. Hai să o facem negru mat, așa, nu știu, cu perlă în el. Perle? Stil mafiot, la fel ca 98. Cu ce vă pot ajuta, domnilor? Să vă frățiorul, bikini, stai cum am schimb și eu culoare la mașină. Ba bine. Vreau ceara că e cam murdară limuzina asta. Ce murdară, că e jale, am reparat-o și n-are nimic motorul să-mi bat picioarele. Cam... Vorbesc serios, ceara aia ține până când ieși din oraș. Dă, aolo. Dacă 105. Noi pere. No. Păi da, asta bă nu voiam. Eu sunt dator vândul la... Salut, beculez, vă pup, vă pup. Haideți și voi cu un euro, băi, și cu un like. Un euro pentru caritabil. Leu cu leu ne luăm BMW-ul. Hai, murdară iar. Sau luăm mâncare, mă rog. Ceva mat așa pe negru. Băi, bikini, vin, o să vorbim ceva. Două secunde. Zi-mi iar că te vopsesc eu ce curaj vrei tu. Cât costă RTX 3070 Ti? Bă, parcă... Uite, nu mai știu, 4.000 de lei, 3.500, nu mai știu. Donați. Zice cum am vrei să vopsesc eu. Nu, știu mă, viața mea. Poți să o faci, să o colantezi? Hai, haideți domnul Gelu. Ai încredere în mine. Cu ce prestanță cobor? Bă, da. RTX 4060, bă, cred că da, cred că e mai bună ca a mea, 100% mea. Nu mă mai domni. Domnițeaș. Dar stai un pic cu mete, tu unde vii? Lasă-l pe gelul. Vorbiți. Hai, vorbiți voi. Haide mă că e dar nu. Nu mă, nu, vorbiți voi, n-am treabă. Vrei să mă bagi nasoale? Mă duc să mă ocup de mașină. Salut băieți. Urât ai făcut-o, mam. Păi stai să vezi perlă. Păi eu văd perlă. Da. E o culoare pe ea. Nu știu ce să zic. Tati, cea mai urâtă. E mai bac, bă. E cea mai urâtă culoare. Nu-mi place. Trebuie să mai vede perla. E și murdar. Mai mafioțeală așa, vrem să ne, să ne dăm pe graf pe... Cum a fiu țeală? Așa, așa, pe negru. Negru cu perlă, negru mat, colantată. Cu ce perlă? Perlă. Păi ce perlă, ce perlă? Ce culoare sunt perlă? Auzi? Da. Te-am gândit că trebuie să vrem ceva mai important, dar dacă mai stai și pe lângă ceva aici, o să fie... Păi asta fac. Mă bag și eu în familie aici, frumos. Zi bikini. Da, da, trebuie să te dovedești. Păi, trebuie. Care stă pe aici, cine e gangeamanul ăsta? Da. Îl căză la doi, bă. Păi spune de ăla de... Își pune ăla în cap și merge cu el așa, e mor de bea, ce dracu are. Nu, mă, nu, vezi că e cel mai bun mecanic. Cine dracu, ce bine. Vezi că e James Harden ăla. Bă, vere, fumează multă iarbă și dacă vezi cum face mașina. Nu mai știam dacă să vin la gara să vă iau, da. Nu, nu. Am zis că aș vedea ce mersi încă. Bă, îi rupt în gură. Ce faci, mă, bikini? Ce dracu, mă, șef? Tot în baston? Bă, și în baston, ce bandaj la cap. Băi, ce crezi că am făcut lui Remus, mă? Ce-ai făcut? I-am sărit cu motorul pe cap. De-aia are banda asta. Da, domnul. Ce faci, mă, frate? Rămâne așa? Mă, îmi place. Mai scap și lângă. Să vorbiți mai tare, vă rog. Da, da. Bă, mușu ză. Da, da, foarte, foarte frumos culoare. Aplicăm și o ceară să nu se mai murdărească. Păi da, dacă plătește bikini. Plătește bikini. Da, da. Orice plătește. Știu. De aia fac cât mai multe. Bă, nu mai drogați aici. Mamă, te-a aruncat gelul în arc. La cine eram în gură? Hai de cap, mi-a dat datorii la tot satul și mai dat bani. Bikini, vezi că îți face toate serviciile la mașină, vezi, bine notată plată, îmi zice mii. Nu mai băga bani, bă, gata. Ok, din partea casă, mă, bikini, vino încoace, frate. Ți-a băgat de toate. Din partea casă. Mai facem ceva și pe interior. Da, 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 un mini, de-asta, detailing. Bă, da. Ăsta-i rup de băiat. Asta-i neagul așa făcut. Ce-am făcut? Nu mi-ai luat bani. Hai să trăiți, băi, tată, bă! Salut, băi! Să trăiți, Nea Franco. Nea Franco, bre, ce faci, bre, îmbrăcat așa? Ce faceți, mă, băi? Uite, mă duc la... Să îngrop pe cineva. Uite așa! Am înțeles. Gelul, tu-l umpli? Gelul?
Da, eu sunt Gelo Tulumpui. Salut, Gelo. Te pup, sunt zburătorul. Salut. Un pic mai la dreapta ta, dar e în regulă. Te fac tati, te pup. Te salut. Mă duc să, mă duc să mai calc. Uite bikini, așa vreau mașina. Ia uite. Da. Cum o vrei? Uite, negru mat, așa. Aștept. O vrei pe asta așa? Nu, negru mat, așa, aceeași culoare. De ce n-ai făcut asta? Ca, uite, nu știu ce a făcut, ce a făcut, mă, căcănii un dungi. Uite ca e ăsta negru mat, așa trebuie. A făcut-o de cocalare direct. Ce bitrate ai la OBS, papaya să mor dacă știu, mi-a făcut și mie cineva. Mamă, deja e 50.000. Așa, așa, așa. Mamă, ce mafiot, stil mafiot așa. Hai să ne schimbăm bikini, că nu ne mai stă bine așa. Da, mergem, mergem. Nu prea, în altă parte. Gata, ați selectat pe catalog tot? Trăiască șeful. Serviciul ăsta chiar e... Tu spană pe cât este? Ceva special. Trăiască. Noroc, 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 broschi, ce faceți? Ce faceți, mă, băieți? Mai vorbiți și voi pe chat, nu mă lăsați să vorbim. Se transfere aici, a? Da, da. Păi banul ăsta se transfere cât vrea. 16.915, gata. Asta e banul meu. Ultimele frâne. Ia vedeți, mă, chat. Ultimele ultima turbină. Perne de Maybach, tot ce vrea sufletul vostru. Suspensia ultima. Campania, ba. Ok, ce sigur, sigur, nu agrabă. Am făcut un calcul. Prea bine aici. Vorbi ce zici, mă, acum ești? Ce să fac? Uite aici cu băieții. Sus pidiale acolo, dacă da, mă, tirați, zgodiesc, cobor, dă drași le găsesc. Ce-i cu Franco în roșu așa îmbrăcat? Mă bag aici un pic după perete. Băi, Franco, unde te duci, mă, unde ai zis că te duci? Haide că avem treaba. Mă duc să mormântez pe doi, să refac. Hai să treci, Franco, ce faci? Aulu, aulu. E supărat un pic de aulu. Aulu, greacă singur. Băi, ne-a fost, dar ce e cu aia în picioarele tale? E și bat? L-am îmbătat niște execuții greșite. Nu, încă nu, încă nu, dar mai se până să umple paharul. E full server, 1024 de persoane. Aulu, hai, vino, hai să mergem. Puteți să uitați la evacuări. Hai. M-a luat valul bikini, e bine așa, era să fac una sol acolo. Aulu! Aaaa! Oh! Aaaa, cu e jetereul ăsta? N-am pățit nimic. Hai să... Bă, ce i-a făcut, mă, mâncați ăștia de mergeșa? Mamă, i-a rupt direcția! Ce i-a făcut, mă, mâncați ăștia de mergeșa? Du-o înapoi! A stricat-o! Bă, ce? Bă, ea... Cred că i-a făcut ceva la asta la direcție când merge așa bine. Păi merge sau nu merge bine? Nu știu, merge și dată. I-a sărit capota. Oh, i-a sărit și roata, du-o înapoi la service. Du-o înapoi, du-o înapoi. Lasă, mă, că merge, merge. Oh, păi ce merge, ia facem, mai facem noi așa. Hai frumoși. Hai să ne schimbăm. Am eu o gagică. Ce agățăm cu... Unde mergem să ne... Mașina asta. Ce e să agățăm? Mergem la Gucci? E mașina mortoară. Da, mergem la Gucci. Am eu o gagică unde vinde haine șmechere. Hai să mergem. O cheamă, stai că am uitat cum o cheamă. Georgeta, parcă. Hai, nu mai știu. Vedeți ce costum întreg. Nu te angajezi la servici? Păi eu sunt om de servici, mă, nu știu, noi avem aici. Ai acolo ai băutură de afaceri. Am tot ce trebuie, da. Ia să vedem. Ia, mă, bag și o să mergem pe lângă vanila din ce ți mi-aduc aminte. Nu prea mai am de băut. Ce mănânci acolo, domnule? Domnul, mănânc și eu un snack. Aici, în spate. Un steak sau un snack? Snack, snack. Snack, snack, ok. Da, trebuie să ne apucăm. Putem să mergem și la muncă acolo, la service, că am văzut că merge treaba. La service? Da. Nu prea suntem noi de service, noi trebuie să facem chestii productive, mult mai productive. Ride or die. Bileri. Oh, pardon. Adică pardon. Cărăm bile. Bile, da. Hai la magazin. Bileri, bileri. Aici parcheră fata. Aici? Zic că e datură, da. Hai să știm în față că suntem boși. Nu e datură. Noi am vrut să ne aruncăm de pe fleca, da, păi să. Salut, băieți. La luză trăiți, stimă și respectă toată lumea, salut. Băieții. Salut, salut. Salut, băieții șmecheri. O să trăiți. Hai bikini să le facem și noi frumoși. Nu vreți să vă polindăm? Domnul Gelu, poftim? Da. Mă mai știți? Vă știu, cum să nu vă știu. Domnul Gelu, nu vreți să vă colindăm aici, pe loc?
prea să ne așa colindat-o. Cum domnul nu știe cine e domnul? Auziți? Șefule, dă-te spuneți puțin în fața mea, te rog. Aveți și dumneavoastră 1000, că am rămas chel la bani. La mine n-am nimic. Eu te văd cu păr în cap, băi. Doamne. Hai mă să facem aveți? E ce greu, bă, donați. 1000, că am rămas chel la bani. Stați domnul să-mi schimb și eu hainele, să fiu și eu mai prezentabil. Dați-vă un pic că nu mai văd. Schimb eu hainele, dar dă-te că nici eu nu văd. Hai că am dat la unul, sugestie, dați-te. Să-mi dați înapoi. Bă, buț, mă auzi sau vorbesc singur? Bă, șef, mă auzi? N-ai treabă, n-ai treabă. Hai că nu mergi, bă, gami. Hai să merim. Hai ăsta cu mergi. Cum mă îmbrac chat? Ia urcați, bă, că trebuie să mai facem ceva, bă. Ce să facem? Urcă, mă. Cam urât sacul ăsta, să mor dacă vă mint. Ce luați jobe, nu-mi pune. Nu-mi prea-mi place. Ca Drake, să mor dacă se îmbracă Drake așa. Cui frig afară. Mamă, ăsta-i costumul lui tataie direct. Îmi se pare că colegul meu prea aude. Eu? Da, tu nu-mi plită. Stai bikini că-mi fac și aici costumația de șmecher. Gata, mă. LG-li-pi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 li. Te-ai făcut? Păi nu ne îmbrăcăm la costum? La costum vrei? Păi da. Vine iarna, trebuie să ne... Hai, dar vezi că să fie alb. Păi alb? Îmbracă sachi. Să-mi iau tricou alb, mă? Să-mi iau tricou alb în loc de cămașă? Să fiu mai casual? Poziție, da. Dar nu, mă, eu vreau așa... Șmecheria mea, știi ce zic? Ia, gât... Papion? Pa, cravată? A, trebuie să schimb că... Trebuie să schimb asta. Să schimb pantalonii. Ohohohohohohoho! Așa... Geantă, rucsac, pantaloni. Pantaloni, ia. Nu încălțăminte. Pantalon de costum. Nu știu cămașă pe interior, dar nu găsesc nimic mișto. Eu că am găsit, gata, mă fac generică. Generică, generică, zavala-i dânga, dânga, da. Cât te plângeai că ai gura mică, zavala-i dânga, dânga, da. Încălțăminte. Mă, ce șobolare. Mi-am găsit, dar mi se cămașa în sacou, nu prea bine. Da, nu prea bine deloc. Așa. Nu prea bine deloc. De ce? Mi se cămașa. Oh, nu e bine la mâini. La mâini cred că trebuie să schimb, să nu mai fie așa. Să găsiți ceva așa. Da, domne, v-a spus fix în fața mea, domne. Scuzați. Nu e problemă de război. Opa! Opa! Alcheva! Opa! Mamă, cât de frumos v-ați îmbrăcat, domne. Domnul păi nu, prestanță, ce deci că mă duc cu el la gagici. Opa! Dumneavoastră vreo gagică, vreo femeie așa. Na, să avem frate, n-auzi că femeile aici fac numai probleme în orașul ăsta. Așa m-au zis și eu, dar nu știu ce să zic. Vedeți-mă. Pantofii. Depinde de femeie. Să dat una la mine în 5 minute, a venit gagică sus după mine. Da, da, eram acolo. Femezi care gagic. Să-mi pun geantă? Mi-a zis. Avem nevoie să punem chestii în geantă? Te duc eu să zic geantă de undeva. Pe mine m-a înșelat nevasta cu Vali Spider. A pus două întrebări. Prima. Și care a fost a doua? Și a doua, poți să te pulesc? Iese că da. Aia e. M-a și dat afară din casă. Tricou, vestă. Și a bulit-o până la gât, pantalon, geantă, rucsac, încălțăminte, mască, pălărie. Te uitași tu măcar? Nu, că eu n-am fetișuri de astea nebune. Eu am fetișuri cu picioare. Măcar să... Ooo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 
să iau cele așa în gură să le lic și... Oh, ia vedeți, domnul, bikinis.
Domnul, ce părere e pe domnul, ia uite, ia uite. O, băiatul ăsta e din familia Flintstone. Păi și ce, ce... E cowboy, uite. Ce adidai să-mi iau mâine? Unde voi este lasul domnul Gelu? Îi lipsește la somul. Niște mănuși, da. Astea, astea sunt ochelarii. Așa. Și la, la, la pantofi, o să schimb un pic pantofii. Mai deschis îmi trebuiesc. Șucarule, șucarule, elegantule. Ce pantalon ți-ai pus, Mitrica? Așa merg, de direct. Șucarule, șucarule, elegantule. Ce ți-ai pus, mă, de vezi ce ai în picioare, mă? Tu vezi ce ai în picioare? Da, da. Ooo, oh, iau pe gugușeare ăștia. Șucarule, șucarule, elegantule. Zâna mea nu mai pupa buzele. Salut, zâna Samu. Zânelor, steaua stelelor. Bă, dar eu cam mai au și o gustare. Mamă, ce ciubote ți-ai luat? Iau și o gustare. Mamă, eram, aveam niște controverși de ea în picioare de ijale. Și voi de unde pot să iau și eu un telefon la... Mă duc și eu un pic într-o parte, domnul Bikini, să... Domnul Gelu. Ce zic? Problem. Da, da, da. Îmi domnul fac Gelu. Și eu treaba. Da, domnul. Aveți și dumneavoastră un 1000 ceva, că... Am rămas fără bani. În bancă, în bancă. M-a tras unul pe dreapta puțin. Și eu nu mai am niciun bani. Nu mai am apă, trebuie să mai beau, să beau niște apă. Mi s-a blocat five-ul, mă mâncați așa. Aveți ceva cash? S-a blocat five-ul. Oh, gata, mi-a venit. Bă, vreau să fac și eu o treabă aici. După clădire, salut, 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 salut. Stai așa. Șucarule, șucarule, elegantule. Șucarule, șucarule. Le-am dat-o direct aici lângă magazin. Toate astea să curăț, că e jale. Tip care mănâncă, dați un pic în față. Gata, Bikini, mi-am făcut și eu treaba mare, că eram full. Nu mai puteam să mă concentrez la treaba aici. Sper că n-a fost cu spârcăială. L-am trântit direct, s-a fost... Ți-ai dat pantalonii jos înainte? Da, normal, păi vrei să murdăresc costumul? Păi să nu costumul. Se murdăresc, că să nu fie maro după, bon. Să nu fie maro. Schimbă șobolania din picioare, nu sunt, nu sunt. Hai să vezi ce îmi pun pe mine. Nu sunt maro, nu, nu, nu. Șobolan am ce... Da, frumos ești, Bikini. Îți mulțumesc frumos, stai să vezi ce fulară îmi pun. Ia. Stai să vezi că nebunești. Șucarule, șucarule, elegantule. Dar auziți, e ceva petrecere, e ceva eveniment special? Oh. Că vă văd așa, costumați bine, pregătiți. Păi ne pregătim de afaceri. Da, e un eveniment foarte important în oraș. Ah, e ceva petrecere la un club, ceva? Nu. Noi avem de făcut afaceri, alte alea. Oleve! Să trăiți, să trăiți, domnul șef. Lăsați-l, lăsați-l pe ne- pe negru sau pe alb? Pe negru, să fie contrast. No. Nu, 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 pe alb, pe alb, că se așa? Eu așa zic. Da, așa. Nu mai am PSX. Parcă mai frumos pe alb. Haideți să fim serioși. Hai, nu vedeți cum se asortează. Pe alb, pe alb, nu pe negru? Pe alb, pe alb. Șucarule, șucarule. Da, doamna de la caserie nu mai e... Le cumpărăm noi așa? Da, e ok, că astăzi e pe... Eu le-am plătit oricum. Plecați aia, faceți o japcă frumoasă, măcar. Auză, dacă mi se rupe fularul, cred că trebuie să umblu la mâini, oare? Păi nu știu. Hai să văd. O, vreau mânuși, da.
Mânuși, mânuși. Pare care treabă. Ochelari, nu. Căști, nu. Brățară stânga, brățară dreapta. E ok. Mânuși, mânuși, mânuși. Unde-s mânușile? Brățară. Nu se văd. Căști, nu. Pălării, nu. Imediat, imediat, imediat. Gât, nu. Caut niște mânuși. Unde găsesc mă mânuși? Caut mânuși. Extras? Ce naiba înseamnă extras? Nu cred că găsesc mânuși. Mâini, mânuși. Unde mă? Mâini, aici, da? Băi, tu l-umfli, ce zici, mă? Caut mânuși. A, și eu caut mânuși albe, dar nu găsesc. Astăzi după CS? Astea îți dă șoferi, noi nu suntem șoferi. Că pasă pe la 77, cred că. Articolul 77? Da, da, ia vezi. Da. Merge? Șucarule, șucarule, elegantule. Da. Așa, da. A rămas cu alea, da? Păi de ce să nu la golul? Să trăiți, okay. Domnule, ce faceți? Vă căutați haine? Ne uităm să le faci. Mai căutați și altceva pentru seara asta? Te-ai mirosit. Da. Hai să mergem, domnul bikini. Haide, hai. Urcă sus, șefule! Hai că urc și eu aici, în față, frumos. Oh. Hai să vedem, mă. Azi e duminică seara, ar trebui să fie ceva petrecere pe undeva. Mamă, trebuie să mă spăl. Și putem să vindem ca lumea la petrecere? Trebuie. Ar trebui, șefule, că e... Na. Trebuie să vindem și noi ceva, băi, cear. Șefule, șefule. Aulă, aulă, aulă. Se fac cu mașina așa mai rapidă. Da. Vrei să dau ceva rapid așa ce te face să fugi mai repede? Așa, cum știu cum te cheamă, ta așa. Cum? Stai un pic, două secunde. Ia gândește. Cum îl cheamă pe ăla care dă Alexander? Cum te cheamă, mă, că nu stă pe ăla? Aaa, e băiatul Alexander, a? Da. A, păi, dacă o iei, îi faci și un bine, îmi faci și mie, că e de la el. Știu. Adică... Dacă vrei, ia mă și ce da, ai? Ce să zic. Ce să am? Ce are și el? Albastră ca albe, cerul albastre. Sau albă ca zăpadă? Ia, ce vrei, albă ca zăpadă sau vrei ceva sau? Mă ajut și pe mine? Hai că mă ajut. Ne ajută? Hai la fleca, hai la fleca, hai la fleca. Hai. Găsim acolo hai client? La fleca, hai la fleca. Avem voie acolo să... Hai cu să vină. Lasă domnul polițist, trăiți. Oh, vorbești și polițist. Aveți nevoie de ajutorul polițist? Domnul polițist, sunteți polițist? Bine? Bă, nu-i domnul bine, polițist, bă. Bă, e rău? Nu-i bine. Bă, hai să vedem dacă e bine, domnul polițist. Bă, frate. Lasă. Domnul polițist, sunteți bine? Aveți grijă de polițist, mă, ca faci. Sunteți ok? Polițist, sunteți bine? Bă, cheamă ambulanța. Domnul polițist. Cheamă ambulanța, că nu e ok. Ai, e răcit. Are roșu în gât, domnul polițist. E bine, e bine, e bine. Să trăiți. Șucarule, șucarule, elegantule.
Bă, vreau să beau și eu ceva, bandaj, nu. M-au auzit, domn polițist? Vă aud, cum să nu. Perfect, perfect. Încercam să mă protejez cât pot ca să nu... Păi vă înțeleg, domn, dar aveți măști speciale pentru COVID. A, păi am zis că era și frumoasă cu costumul, se dădea bine. Vă înțeleg, dar era nu, de firmă. Nu e ok, nu e ok că vă acoperă fața și... Da, l-a prins, bă, l-a prins cu fularul. Nici pe nasul nu știu, domnule. Am înțeles. Ce scuze, domnul polițist? Nu mai pot. Nicio problemă. Să trăiți o seară bună. Hai, bikini. Am văzut aici că erați căzut așa pe față și am crezut că aveți nevoie de ajutor și de-aia am cumpărat. Nu, mă uitam în tableta mea. Ah, am înțeles. Bine, domnul polițist. Vă salut, stimă și respect. Hai, bikini. Oooo, cheamă ambulanță. Mamă, ce a făcut? Sunteți bine? Sunteți bine? Cam așa ceva, mă doare piciorul. Oooo, s-a lovit, bă. Da, mă, ți-e stai că ridică-mă bicicleta. Ridică ajutor. Ia uite, bă, ce demenți sunt pe aici în oraș. Ridicat-o. Doamne, ce inconștient, domnul polițist. Lăsați-vă fără permis, că așa ceva nu e inadmisibil, domnul polițist. Inadmisibil, domnul polițist. Să se ia permisul pe 60. Ajutați-mă puțin să mă ridic, lui frumos. Nici că am viscat. Haideți, domnul polițist, încercați să vă ridicați sus. Ai de sus, așa. Cred că eu zic, domnul polițist, că merită permisul suspendat omul acesta. Nici nu este din mașină. Da. Băi, ești inconștient. Bă, nene, bă, a intrat în organ. Doamne, ferește. Fix în organul legii. Direct în domnul polițist a intrat. Chiar așa, domnule. Mi s-a blocat creierul, domnul polițist, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Păi și dacă aveți probleme cu creierul. Are epilepsie. Încă mai conduceți. Mă scuzați, domn polițist, sunteți bine? Mai e și prietenul meu. Îmi cer scuze, domn polițist. Doar să aveți grijă, vă rog frumos, că... Da, dacă știți scuze, că aveți probleme de medicine, nu mai conduceți. Chiar îmi cer scuze. Mergem până sus? Frumos. Da, mulțumesc, seara bună. Fără mașină? Nu, cu mașina. Dar ce e aici sus? Aici e o parcare unde se... Mai întâlnesc băieții la discuterea asta și mai întâlnesc. Aaa, auzi. Poate sună telefonul. Stai un pic, șefule, stai. Parcă sunt unde vrei. Alo. O, domnul Gelu, ce faceți, domnul Gelu? Domnul John, ce faceți? Bine, să domnul, trăiți, da. Dumneavoastră? Deci exact cum spuneam, ce dacă vă doriți să sunt... ajutați economia orașului. Am niște afaceri cu bikini. Nu pot să da, economia, spun locația. La Alexander, că tot la el se duc în buzunar, adică... Aveți testul. Vă băgați la afaceri? Vă bag, că mai am și eu niște afaceri. Sunt legale sau ilegale, domnule? Legale. Mă gândeam că poate doriți o albastră, o albă. Am rămas fără niciun ban, mi-am luat și un inel de ăla, nu mai am niciun ban. I-a fost scumpă. Cum? Nu, domne, niciun delivrat, n-am cumpărat, da, a fost scump, de la cu cea mai scumpă piatră. Nici test. Am înțeles. Mai miros urât. Unde sunteți? Că o să vin cu fratele meu. Nu știu exact, sunt pe o clădire înaltă. Albă astea. Dați-mi un pic de repede. Care v-a scăcat pe voi? Nu eu. Repârți. Care areți umblă la supapă? Deci nu te interesează? M-au zis, dați-mi un punct de reper. Nu pot să mă ajuți. Nu pot să vă aduc aici, domnul John, că nu-mi permite familia să aduc persoane din exterior. Că v-aș aduce. Cum adică, domnule, sunteți într-o familie? Sunt, da. Haideți, domnule, că... Mersi, nu, eu sunt încredere, eu v-am luat, eu v-am făcut de toate, trebuie să aveți încredere în mine. Nu se poate. Nu vă mai aud, domnul John. Nu-l mai auzeam, bă, chat pe domnul John. Îmi cumperi și tu niște dare? Cât ai? Multe. Nu îi mai zice papaia. Câte ai, ca să știu. Hai urcă sus să zic. Ai vândut ceva bikini? Nu. No. Nu? No? 500 meta, nu. Și vreo 200 coca. Cât ai? Da. Dăm 500 meta. Pe câți bani ai? Pe cât? Pe cât de vinzi? Pe 4. Dar la depinde bine, la 500, ți le dau pe 3-5. Stai să fac un calcul. Ce să fac eu acum? Mamă, nu mai știu să calculez. 18 milioane, cât e? 500 de mii, cred. Nu, 185 de mii, cred.
plus 85.000. Oho, sunt bun pe matematică, trebuie să iau și eu ceva. Băi, Simon. 1.750.000. Cum te-ai calculat, mă, Cătăș? Păi ți-am zis, bă. 1.000.000. 1.750. Stai, mă. Ai, Peinur? O să dau 1.700.000. E de pula. Hai. Bine. Ideea e că mă scapă datorii dacă... La combinație asta. Stai să mă duc să iau banii. De unde e? Transfer bancar. Băi, cât cumpără ăsta, bă? Transfer bancar. Cu ce e? Pachetați. Unde? Am înțeles. Păi lasă-mă înapoi la mașină acolo. Și te sună 10 minute că mai am dat la niște bani. Ha. A, deci, deci 100% nu se întâmplă tranzacția, nu? Ba da. Pe aia 1.600.000, mai trebuie 100, 150. Aaaa, era să ne ducem mâncațe și îmi vorbești de bani. Uite, ai mințit că am făcut accident. Maa. Doamne ferește. Doamne, ce era să mă duc. Hai, sor. Și Coca cu cât vinzi? Coca... 3000... Bă, ăsta cred că ne face cheie, bă, cred că e drept polițist sub acoperire. 3000 puțină și... Dacă iei mai mult, 2500. Plus reparația la ex, că era atent la... Ok. Ok. Uite, bă, cum s-a dus, bă. I-am făcut lifting la bot. Trebuie să ne scăpăm de stres, domnul Bikini. Aolo, nu. Pardon, m-a luat valul, m-a luat valul. Aolo, hai sus. Scuze. Nu, e problemă. Bikini, dacă e... Dacă e copoi sub acoperire? Nu, el cunosc, e prietenul. Și vrea să cumpere 500? El așa zice, dar... Dar cum îl cunosc eu pe el, doar zice. 500. Păi dacă cumpărase 500, mă scapă odată, da. 500 ori 3500. Așa amendă? Da, 1.750.000. Nu știu unde să... Ar fi bine. Și rămâi și cu Coca. Păi bine, mă scapă datorii anumite, dar anumite datorii, cred. Bă, bă, e băgat rău datorii Bikini, o iau pe urma lui. Eu-s bine pe bani, n-am ce să zic. Facem și noi bani sau? Eu așa zic, ar trebui. Unde mergem? Hai să vedem ce zice asta. Ar trebui să mai dăm și noi din chestiile astea. Ce mai ziceți, mă, chat? Hai să mergem până la garaj, să ne ce se întâmplă la garaj. Hai. Ce mai ziceți, mă, chat? Care-i treaba? Ce să fac cu afacerile până oraș pe aici? Ia să vedem. Ia cu ăla... Ora asta în oraș, în afară de... ilegalități de astea, așa, nu prea... Nu prea merge treaba. Facem. Nu, decât la ideea e că ai lunii... Bine, și nu neapărat, că nici mai târziu n-ai prea aici, știi ce de făcut. Ideea e că la 50 de luni poți de la pește faci și de-astea și faci banca lumea. Oh, adică trebuie să mai îmbătrânesc aici un pic în oraș. Da, trebuie să... Oh, prea ușor, ușor, că iar merge la serviciu. Păi cum merge la serviciu, repar. Ah, ok. Trăiască domnul Cargus. Te pup, David. Trăiască. Oh, ușor, domnul. Salut, salut. Wico. Mi se pare mai puternic, nu știu. I-a băgat soft. Arabesc. Ce-a făcut, mă, găsit? Oh, ușor. V-a înghețat și dumneavoastră creierul. Un pic. Ce frumoasă e mașina. Hai, noroi. Aola. Doamnește. Doamne. Ha.
Unde dracu mă ia, mă, mâncați? Pe aici, pe dreapta, pe dreapta. E bine. Capul de GPS. Mama, navi, 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 bine. Tu ieși din navi cumva? Deci cam diferențiale de la scos. Asta zic. Oh, Pagani. Alo, mă, acolo. 70. Nu stai plimbă caricior. Ce service aici, numai mașini scumpe. Bine ați venit, rău ați nimerit. Mamă, cum e reșeasele astea. Mulțumesc frumos, mulțumesc. 4 euro. Da, da, în regulă, mulțumesc frumos. O seară bună vă doresc. Sănătate. Să trăiți. Sănătate. Frumos e reșeasele. Mersi, dar cam rămân fără. Bună seara, domnul meu. Cu ce fără ulei, mănâncă ulei, a? Să trăiți. Am rămas fără motorină. Ce-aș v-a ajuns? Oh, l-a duce niște canistre aici cu motorină, că nu mai are. Poftim, mai poți repeta o dată, te rog. Pablo, Pablo, unde e? A fost pe aici, cred că o să revină. Dacă m-aș dat-o... Promoț Ferrari. E Lamborghini, șeful. Ce-și mă zburătorul? Ia pe astea, uite, îmi fac și-o mașina asta. Domnul meu. Toată lumea joacă, toată lumea merge cu Lamborghini. Dar chiar e foarte frumos Lamborghini ăsta. Da, da. Chiar e, chiar e, chiar e. E Gallardo? Da, da. Ce bani, ce bani? Alea clasice. E pe inel, pe inel, pe inel. A dat un inel cu diamante. Diamante versi. Un inel de diamante, cum ne place? Ia urcă, seara ceva repede. Urcă, urcă Andreas. Cât doriți, dumneavoastră. Cât simțiți. Vă cheamă și Andreas? Da, da, Andreas. Da, da, Andreas Bichin. Așa e în buletin, da. Ah, ok. Ce moduri ai? De toate? Aștept GTA 6, da. Domnul meu, vă dau ce am pe mine, vorba. Ce vezi, domnul, v-ați lovit? Oh, mi-ați dat mie. Ah, puteți să-i dați la băiatul, vă rog? Nu vă mai aud. Ah, ok. Tu că dați-mi un Ivan. No, dați-mi un Ivan. Ok, fratele meu, fratele meu. Seara bună, domnul. 2500, nu? Bă, mai așteptă pe la noi. Să trăiți, să trăiți. Domnul meu, e mai goală de cât era înainte. Oh. Ia, dați-vă jos și... Oh, nu, nu, e ok, domnul meu, vă pup. E bine? Gata? Excelent. Ia, da-mi eu banii ăla. Băi, Gogu, ia vino cu avă. Vreo două. Bă, ok, eu sunt aici. Cred că mâine. Eu sunt la muncă, da, da, da. Cum te cheamă, Gogu? Gelu. Bine, Gogu. Gelu, Gelu. Ia vino, Gelu. La fel, la fel. Te bagi pe repara mașini? Nu știu ce să zic, așa la costum? Păi te duci, te schimbi, metri, că ai costum de sucru mic. Mi-a dat 50 de bine, nu știu, noi ieșisem până oraș, facem bani. Am și făcut bani. Păi și ce bani faci tu, mă? Făcut cu bikini. Am vândut una alta. Stourile noastre. Ia șoptește, ce-ai vândut? Ai auzit, bă, Gogu? Da. Am vândut albastre, Meta. Sper că ai șopti, nu? Da, da, sunt în șoaptă. Vorbim așa ușor. Așa. Nu aude nimeni. Păi ce vându că bikini mele că n-a vândut nimic. Avem o promisiune, n-avem bani, mă. Hai, vină la service. Păi, promisiunea rămâi cu pula, bă. Nu, ne-a asigurat că vine. Ai primit un mail nou de la... Atunci hai că vină la democrație. Da, pur și tu îi dă niște mașini. Că n-ai cu ce să mă ajut, mă descurcă aici. Nu știu ce să zic. Ești muncitor calificat. Cum? Nu prea îmi place să trec la munca de jos. Bikini, bikini, da, mă, vino bikini, bikini, bikini. Spate la fel. Dacă îți bagă unul 10.000 buzunar, e bine, nu? Da. Cine naiba să bage 10.000? Hai, mă, că vino că eu știu să mai fac mecanici în 2 ore la noi la serviciu, 100.000. 100.000? Nu cred. Întreabă pe Ganja. În braț, bine la meu. A, păi nici nu mai știu să numere Ganja. Uite, așa pe obraz, prietenești. Trotilat. I-am luat limba în gură. Tu câte luni ai? Te pup, te pup. Cum văd orele chat? Vreo 4 luni în oraș, niciun an. Știi cât fac, știi cât fac băieții cu 4 luni aici în oraș bani în 2 ore? Cât? Deci 40.000 fac. Deci e privilegiu să lucrezi aici la serviciul ăsta. Ia uite ce a intrat, ia ce mașină a intrat. Păi nu vezi ce mașini vin aici? Așa e. Trebuie să-i faceți repede ceva? Mai low rider e de 2-3 milioane. Ma? Zi bikini că nu mă crede cu... Da, așa este. Mamă, ce ochelari da, bani se fac, bani se fac, da, sunt de la pufuleți.
Nu, e ceva, nu e ceva... Bă, da, voi unde plecați, mă, cu hainele astea de duminică, mă, cam așa? Bă, avem afaceri. Avem afaceri de făcut. Unii bani, domnul meu? Aulă, dar chiar trebuie să mă duc acum să închei o afacere. Domnul Gelu? Câți bani ai, mă, bikini? A sunat? Acum, dacă mă duc să închei afacerea asta, fac și-o mie așa. A sunat? Afacere cu un prieten bun, bineînțeles. A sunat sau nu? Da, a sunat, hai să luăm... Unde e limuzina? A dispărut. Pa. Hai, a luat o vigilie. Vino cu a bikini. E de 3 locuri, n-ai știut de 3 locuri, mă, mâncați. Te duc să scoți mașina, mâncați, tot vei să duc să faci afaceri de tot eu. Ce bă, bă! Păi, ușor! Ce pula mea? Ce faci, mă, omule, pe stop, să-mi? Oooo, era să mă iei. Sunt șofer de 15 ani, domnule. Am văzut. Hai, mă, Gogo, urcă și tu. Mersi cu pantofi ăștia. Gelu, gelu. Gelu, așa. Eu am probleme de astea cu rețetul lumea. Gelu, tu-l umpli. Tu-l umpli? Mă, las, da. Cum e tine-l umpli tu? Nu, e de la orașul unde sunt eu, din Tulum, din Mexic. Pe las, tot tu-l umpli. Ce ai făcut bikini? Uite, mi-a spart farul. Hai să n-ai 2000. Am văzut. Bikini? Da. Te aștept la serviciu să mergem să facem ceva după. Dacă vrei, le pe Gogu sau Gelu cu mine. Avem ceva de făcut? Gogu. Te duc eu să facem ceva frumos. Bun, hai. În 10 minute mă întorc. Ia auzi, a zis că facem ceva frumos. Gen ce? Gen nici eu nu știu. Cred că vedem. Auzi, bikini, dar... Bă, bă! Noi ia tot azi, vindem de-astea, dar sunt de încercat, nu... Vreau și eu să încerc marfa. Mamă, vrei să încerci? Păi nu. Hai că îți dau ceva, dar nu știu cum se încearcă, trebuie să ai card, mi se pare că nu știi card. Pune centura viața mea! Ești bine? Bă, tu ai plecat la treabă? Ce? Tu ai plecat la treabă? Bă, ce faci un gangeamanul ăsta acum, dar mi-a căzut ăsta de mașină, ce faci un gangeamanul ăsta după tine? Merge să facem anunț. A furat stopul. N-am furat, gata. Ce să faceți? Nu, e de la publicitar. Ce să faceți, mă? Ganja, man. Ce faci, mă, bikini, mă, mă arunci pe geam? Vezi că să-ți pui centură, mă. Pune centură. Păi anunță, mă, că m-a luat de la aia. Hai. Mușchiul G ca să pui centura. Știu, știu, toți mușchii știu. Mamă, sări pe geam direct. Mi-e foame, ce ar trebui să mănânc și la ora asta? Îți place geul, a? Vai. Eu nu dau geul, 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 geul. 07, mai mereu, mai mereu. Eu nu Aloha! Dau geul, 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 geul. Aloha, oi! Aloha, Coca! Tătele un picior, tătele un picior. Cred că trebuie să faci un duș bikini. Stai să zic ceva. Dima. Stai. Vezi de picior, stai, pute dracu. Vreau să-ți dea picior, vreau să-ți dea picior, fugi. Da, mă, iritat. Nu! Oh, ușor. Vai, mamă, era să o facem. Dar te-a sunat ăsat? Chiar te-a sunat? Da, m-a sunat. Nu cred, și are banii? Mamă, bem în seara asta, mâncați și cura. Să sun să-mi achit datorile și bem după aia. Da. Eu trebuie să mai trec și pe la sală. Nu mai am testosteron. Oh, ușor. Să trăiți. Faci, mă. Ce faci? Seara bună. Seara bună. Ce faci? Îmi fău și un prieten, mi-a dat locație aici. Ce prieten? Ce prieten? Bă, Beinur. Păi cu ce mai, cu ce mai venit? Adică cum e clar în asta. No. Tu ești, mă? El e. Stai să sun. Ce el e? Ia sună. Stai să sun. Bă, nu-mi place aici. Dar cum îl cheamă pe... Ce faceți voi aici? Beinur Fundament. Beinur
fundament. Da, și da. Ce mașină ai zis că e? Era cu... Un GLS. Stai, stai, stai. Un GLS. GLS ceva. Ce căutați? Ce, n-am văzut niciun GLS. Cu un prieten. Stai, stai, îi dau un telefon. Ce ati, cam nasoală treaba aici. N-a fost niciun GLS. Mă, bă. Nu, da, GLS negru nou. Mă, bă, veniți. Cum? Cum? Zic, unde v-ați să veniți? Să vă găsiți. Păi aici, a locat aici. Aici. Nu, cum a zis? Mi-a dat share location și mi-a zis vină un coach. Că sunt aici. Înțeles. Voi ce aveți cu voi? Nimic, puteți să ne controlați. Absolut nimic. Dacă vreți să ne controlați cu tot respectul. Hai dați un pic, băieți, un pic aici lângă insulit. Țigane, țigane, du-te înapoi, unde ți-am zis. Da, 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 liniștit. Da, mă, băieți. Nu mi-e mai frumos. Poftim? Da, unul suntem... Și noi cu... Cea un. Da. Nu avem treabă. Avem prieteni. Stai cu spatele la mine. Da, sigur că da. Suntem băieți cumiți. Vrem să mergem și noi să ne distrăm. O petrecere. Ceva. Curați, băieți. Da. Vreau să vedem. Bă, la noastră cu femeile nu am plâng cu prostii. Nu, porbagaj. Deschide porbagajul, bichin. Ne-a luat, băi, e polițistul sub acoperire, mă? Dă-mi, dă-mi tu. Ia, vezi? Mă deranjează că verific pe și torpedou? Te rog frumos, te rog frumos. Verific acum. Hai să luăm, băieți. Sigur, sigur, să trăiți, să trăiți. Salut, salut. Tot ok? Da, da. Perfect. N-avem nimic pe noi. E ok? Da, da. Mersi, aveți salut. Spor, băieți, spor. O mică percăție că e pe riculoasă. Sigur, mi se pare normal, asta, mi se pare normal. Bine, băieți, spor. N-ați văzut nimica, da? Nu, nu. Nimic, nimic, nimic. Ah, noi aveam treabă, altă treabă, dar nu mai răspunde prietenul meu. Ei, a vrut să-mi tragă în țeacă, da, ei. Ne-am dus aici. În grup. Să trăiți, să trăiți. Salut. Mamă, așa țeapă? Mă trag în clap aici, mi-a dat aici locație, bă, ca să-i șapte cu prost. Dacă a crezut că vin cu ea pe mine, că sunt prost. Era direct mafiot, a? Nu, a venit mafiot, zice, că o fi zis, că le fi dat ăsta pun, că vine acum unul să controlați care e chestii pe el. Deci ne-a făcut cheie? A vrut să ne facă, da. Deci, da, și noi, deci le-a zis că n-aveam nimic? Da, păi el a crezut că vin cu ea pe mine. Bă, ești prost? Ai vrut să-mi faci cheie, m-ai chemat acolo ca să-mi faci cheie, a? Adevărat. Ce urât, hai, unde ne vedem? Hai la fleca în spate. Nu mă chema, bă. Nu, acolo e, sunt ăia cu aia. Unde ești acolo? Hopa. Oh, ușor, domnul. Ce faci? Urât de mașină. Oh. Era ăia în albastru cu aia. Da. Mamă, că erau fix pe ăla aici, nebun. A căzut din mașină. Bikini. Cu aia ești prost, e zonă de-aia. Nu mă duc acolo. Nu, mă, nu vine dacă vrei la fleca în spate. Da, mă, vină la frica în spate. Pupândău e ăsta, bă. Am zis dacă faci și noi afacerea asta. Nu dacă e Vespucci, că nu mai găsesc Vespucci, mâncați. E prost, e Andreas. A zis Jordi că e prost? Păi nu poți să-i zic in-game. Să mă angajez mecanic? Nu îmi place, mă, să fiu mecanic. Ce aveți? E muncă de jos, eu vreau altele. Am aspirații mari la job, nu mecanic. Vreau să fie și-l băiat. Unde mergem? Vreau să vină aici, la plec în spate, dar să vedem. Aha. Trebuie să-ți faci duș, că puțea moroi. Da, pe mă și spoli dacă tu stai aici. Păi asta zic. Bă, dar care e șmecheria aici în oraș? Să ai casă, nu? Asta e șmecheria. A, de greu. E scump o casă? Vai de cap, mă. Cât? 34 de milioane. Cât, mă? 60. Nu cred. 30 una e gherțoaie. Bă, ești de bun. Da, să-mi pun niște bandaje, că e jale.
Ce cură aveți. Vă place fundul meu. Trebuie să-mi scoți și pălăria, mă. Trebuie să scoți și pălăria, mă. Gata. Și cravata? Eu nu pot să fac o baie, trebuie să scot tot după mine să fac baie? Trebuie să scot tot, a? Păi să ai mai multe ore, să fii săgeată. A, nu poți să-i spui dacă n-ai dușul la maxim. Oh, m-am dezbrăcat degeaba, bă. M-am dezbrăcat degeaba, bă. Ce-am mai dat jos? Spălăria? Gata. M-am făcut înapoi bulibacea. Unde e bikini, bă? A plecat. Unde ești bikini? Ești mașină? În mașină, da. Ce facem? Ăsta 100% bă, n-are niciun ban pe el. Ce zici? Ce facem? Da. A, de unde ești că n-are bani? Îl cunoști tu bine? Bă, în gunoi cauți. Păi da, că nu vindem și noi nimic. Gherțu-i de la, în general, e la așa. Vezi că o să te murdărești rău. Știi, nu-i problemă, măcar poate găseam și noi ceva de-aia. Te-au aruncat ăștia. Ce-ai găsit? Acum trebuie să mă spăl, bă, că am și picioare. Nu uite și spală de-acolo, că și de-ați. Ai, ai. Vreau să mă spăl cu pălăria în cap. Nu cred că merge. Scot pălăria. Ce mai trebuie să scot, mă? Mai e puțin până la maxim. Păi și tot nu merge, mă? Aolo. Poate fac o de-asta aici. Ce pute bucațe. Nu ai dus la maxim. Am înțeles. L-am aruncat. Îmi trebuie un deck cu toate atașamentele și 100 de gloanțe. Și un AK cu încărcător și 150 de gloanțe. Să fac afacere aici. Toate bune, bikini? Da, un telefon un pic să... Poate găsim la băieți. Hai să vedem. Are bani pe el? Da, tată, da. Are, să trăiți. Ia vedeți ce m-am murdărit. Hai, că să trăiți, mi-a răspuns. Nu răspunde? Nu prea. Da, da, dragi, în toți modul nu răspunde niciunul. Să trăiți? Să trăiți, să mi-l... Da, nu e în oraș, băiat. Ok. E plecat. Da. Păi ia și un contact de la băiatul și... Da, așa, un preț, știți ceva, cam cât ar fi? Mi se pare că te cu 120-130, nu mai țin minte. Nu știu exact, nu știu ce să vorbesc, costă și ceva. Da. Bă, vreau și eu pistol, chat. Păi, nu știu, ne dăm o sugestie și vă sun mai încolo sau mă sunați? Sigur. Vă sun eu când aflu informația. Uitați, ăsta este numărul meu. Mersi frumos. Cum vă trec aici? Bikini, Andreas. No, n-am primit, să știți. N-ați primit? Nu. Hai sus, hai la garaj. Hai la garaj, că e jale, sună. Hai. Să trăiți. Aolo, luăm și pe John? Nu luăm. Nu știu, cum vrei, hai să plecăști. Ala, acolo la garaj n-avem cum. N-avem cum. Hai zi unde ești, ca să vin la tine să facem ce trebuie să facem, să-mi dați seara. Mă sună John, chat. N-avem voie să luăm la garaj. Pare rău, John. În paletul, mă, sau? Auzi, bikini, vorbești la telefon? Bine, hai. Da. Bine, tipul.
Auzi? Da, un sfert de rovine stai. Aș vrea și eu să-mi iau un pistol măcar. Tu n-ai armă? Nu ai voie. Aulă. Momentan. Sunt prea nou în oraș? Da. Păi și tu? Momentan tu nu știi de astea. Păi eu sunt de 150 de luni. Și ai? Da, da. Pe tine? Pe mine nu, dacă aveam pe mine, crezi că mai scăpam de acolo. Mm. Păi și atunci la ce mai... La ce-ți mai trebuie dacă nu l-ai la tine în cazul păi, așa? Îți trebuie, de exemplu, dacă nu eram cu tine acum și deveneam pe aici. Așa. Aici îți trebuie. Mm-hmm. Poți să-l ții, dar... Dacă sunt mulți și tu ești tu, nu ai să faci. Aha. În general, mai bine ești curat, te lasă băieții în pace. Aha. Vă spun contrastul să mâncați și curat. Da. Așa, mai bine n-ai nimic pe tine, că te lasă băieții în pace, decât să ai și să ai probleme. Am înțeles. După aceea întreabă de ce ai, că după aceea te confundă cu jefuitorii. Aha. Așa, dacă păi și ce e ceva rău tine, să fii jefuitor? Păi îți dai seama ei cum ar veni apără orașul de jefuitor, băieții de n-au oprit pe noi. Ah, ok. Da, ăia de n-au oprit pe noi, apără orașul de jefuitori. Am înțeles. Nu treci tu pe nașpa. Aaaa, ce ai făcut, boss? Nu, că vine poliția după noi. Dacă intrăm pe nașpa, vine poliția după noi. Serios? Da, e jale. Dacă nu plătești, nu mai de poliție. Dă-i. Nu-i pe aici pe linie, tramvai. Nu ne plac tramvaiele. Hai să vedem. Hai să vedem. Să trăiți, să trăiți, să rup, să rup. Ia uite, a venit cu canamul. Lasă nu ganja, man. Ganja, ganja, ganja. Ce faci, zonă? Ganja, ganja. Să fac muncesc, drag. Și spor. Mulțumim, mulțumim. Bă, ăsta e rupt. Aveți pur și drag? E gata, domnule. E fumat, e spart. Frumos, rău. 70216. 70216. Cât costă șeful ăsta? 70.000. Oh, e frumos tare. Ai bani, ești în bani, șefule. Poți să repeți banul? 70. Ia vine o bikini un pic, adică ceva. 70216. Uite și pe ăsta cu M5. Ia vine. Că și mie ăsta albă. Yes. Auzi, am și eu niște bani strânși pe dreapta, de când am venit în oraș, ce să fac cu ei? Eu momentan ținei că pe viitor poate investești în ceva și faci mai mult. Ce nu vreau să fac, supărat. De ce să fii supărat? Păi, tu știi ce să fac cu banii ăștia? Oh, frumos! Cristi a donat un euro, seara faină! Te pup, bro! Te pup! Să flexați mușchiul slash sit cer 11. Nu merge. Da. Barăsăneală? Nu, nu era, nu era să te... Ai și tu un Red Bull, colegul? Mi-e cam sete de mor. Măcar niște apă. 16, era 16, 16. Dă-i cu 16. Ai și tu niște apă, că mi-e sete? Da, bă, o secundă să-i merg. Ne-am întâi să bea niște whisky. O, frumos. V-a auzit, a venit domnul. O, să trăiți. V-a auzit domnul că vă e sete și a zis că să vină să vă omenească. Cum e? Cum fac bă să beau whisky? E ce trebuie? Iese, iese. Mi-am pus în pahar. Cum miroase? Bine! Uuuu! Cum o să lansuri? Ce bani? Tu boase rău la turelul salt baie. Ăsta e salt baie, mă?
Aia cu sarea? Restaurantele? Cine da? Da, Bigini? Da. Vezi că e frate-mă, Bobby. A, Bobby e? Da. S-a schimbat? Aoleu. Ce bani sunt lanțurile astea? Cu mine vorbești. E dripuit în cap, în cap până în picioare, e dripuit, iau-te. Mă, sunt frumos rău. Zi, fratele, despre ce vrei să vorbim? Vorbește mai tine. Salut, Cleo, salut. E domnul... Da, spune. Domnul Bobby. Șeful? El e patronul. E șef? Oh, da, da, e să trăiți, domnul. Momentan are... e surd. Nu. E surd de ambele urechi. Revin. A, e surd? El e... da, da. Sună fix. El e domnul Bobby și el e domnul Pablito și ei doi sunt frați. Mamă, sună un fix, mâncați așa. Bă, are ceva probleme, a băut cola rece și are probleme cu gâtul. Are roșu în gât? Are îngătită. Dar vreau să întreb și eu, de unde are ceasul și cu lanturile? Le-a cumpărat. Ce bani e lanțul? 5 milioane lanțul și... oh, câte? 3.500.000... cât, mă? Ceas. Bă, de cap, 5 milioane lanțul? Da. What the fuck? De capul meu. E, e unul singur? Da. E dublu. Vai de cap. Asta nu-i lanț, mă. Asta e centură cu diamante, direct. Doamne, cât de bine arăt. Hai să-l ating și eu. Wow. Bre, zici că ești polițist ăla indian, mai stai mult elegant așa îmbrăcat? Da, da. Foarte mult sau. Îți place așa, nu? Păi da. Hai. Șmechere. Mă vrei înșlaptat? Păi, ce dracu sunt obișnuit cu tine să te văd așa îmbrăcat spăitorește? Zici că ești spăitor de la fără acoperiș? Domnul Bobby... sunt spăitor, nu? E frumos rău. Este ceas cu diamante, a? Da. Nu știu, mă, mie îmi place, eu sunt spăitor. Bă, și eu, tu știi că eu apreciez stilul vestimentar și tradiția și așa, dar... acum... ăsta e domnul Bobby cea un chat. Foarte bine! Foarte bine! Asta am și vrut. Doamne, cât sunt de frumoase balanțurile alea, bă. Bikini, nu te potolești. Vreau și eu. Da, da. Pablito. O, oh, iartă-mă. Iartă, te-am confundat, Oh, i-am dat un ingreșeală, chat. Asta e una dintre ele. Fă un pula mea albă. Vezi. Cum? E Tiffany Blue asta. Fă o albă, bă. Poți să ridici tu capota de rog frumos? O dă-mi arăpa albă? N-am înțeles. Zic, fără pum pe aici, fără pum. Din greșeală. Era stopul pe spate, colegul. Pe spate? Dreapta spate. Oricum trebuie să plec din oraș. Trebuie să pleci? Da. Deschipori bagajul, să ai acces? Da, te rog frumos, să poți să desfac. Hai să parc cum aici afară. Am râtul meu. Ați-o și vopțe în acest etaj. Așteptam să vină ăsta dacă... azi când ne faci el niște chestii mișto, dacă trebuie să pleci. Bă, trebuie să plec, poate mâine seară revin înapoi. Da, să că parchez aici. Hai, înăuntru. Vede că momentan... oh, pardon. Ziua de poraș ușor. Pardon. Mi scuzați și mie. Păi ne auzim că eu trebuie să plec. Te mai pete mâine seara, la altă zi. Ne auzim de seara atunci. Uite-l. Aha. Ia uite. Bate cu băci. Te pup. Da. Trebuie să mă duc la somn. Diferență, uite, el are Nike. Hai, te pup, pa. Eu am pupi. Te-ai făcut bikini, gata. Mai schimbăm chat. Mai schimbăm. Am promis că facem aia. Unde-i mă? Am promis că terminăm și noi ăla pe Keydrop. Dacă știți ce zic. Trebuia să terminăm conchestul ăsta, dar am lucrat aseară la el să vedem cine de la final. După toate astea, trebuie să facem toate task-urile, 21. Și nu uitați de giveaway dacă vreți să vă băgați. Vreți să intrăm pe optic? Hai că intrăm, dacă... 179 de oameni la giveaway. Bă, să știți că mai sunt 20 de oameni care trebuie să intre la giveaway. Și după aia începe numărătoarea invers, așa că eu zic să vă băgați. Hai să încercăm și noi să facem
questurile astea de la Conquest, de aici, Conquest, Conquest. Vreau să le termin, să vedem ce ne dă, poate ne dă și nouă ceva bine. Win a case battle worth of $12. Hai să vedem. Creează bătălie. Da, vrei? Hai să facem o bătălie asta la $50. De cutii de $50. Underdog mod, 3 jucători. Oh, ce mai ziceți, bă, ce? M-a dat un show. Am lucrat azi la un vlog. Am lucrat ca lumea la un vlog. O să fie cel mai șmecher vlog din ultimul timp. Abia aștept să-l fac. Cred că mâine îl filmez. Lucrez de două zile la el. Testez deserturi din București. Băi, eu nu prea cu dulciurile, dacă se cere, îl fac până la urmă, nu-i problemă. Ia uite mă ce mi-a dat aici, cățeș. Am pierdut. Mamă, mai am bani? Mai am. Trebuie să mai facem vlog-uri cu mâncare, dar am un vlog puternic greu de tot pe care voiam să-l fac pentru... Voiam să-l fac pentru 500.000 de abonați, doar că am alt vlog mai șmecher de 500.000 de abonați și deja îl facem pe ăsta, e cu buget mare rău de tot. E o nebunie, o să vedeți. Am să câștigăm și noi de ăsta. Așa mă, bine. Să facem conquest-ul ăla. Bine, cred că e bine. Bine, mă. Care o mai cutia asta, Joy? Fake cu bărcând. Nu vreau să vă dau spoilere, bă, că e... E prea devreme. Mai am până la 500.000 de abonați. Dar o să urmez de ceva și maker-ul de tot. Aveți încredere. Hei, m-a bătut la final, bă. Păcameaș. Nu vă dau spoilere. Salut, Răzvan. Haideți și voi cu un like. A, bă, bate botul. Mai vreți fake Uber? Că am vremurile bune, au trecut 3 ani. Bă, frate, de când le făceam pe alea cu fake Uber, incredibil. 3 ani, mă? Cum au trecut 3 ani, parcă a fost ieri când filmam alea cu fake Uber. Adevărat vă zic. Trece repede, rău timpul s-a terminat și șmecheria. Îmbătrânim? Așa, mă? Bun. L-am bătut pe ăsta. Dăm înapoi la Conquest aici. L-am făcut și pe ăsta, nu? Creează contracte, valoare minim $14. Câștigă un schimb valoare de 3 mai mult decât prețul cuforului. Mamă. Deschide cufere pentru 14 USD. Win a case battle. Mamă. Devine din ce în ce mai greu. Nu știu dacă putem să terminăm asta până la final. Bă, dați curios ce dă, bă, frate, vă realizați? Vă realizați ce îmi dă dacă termin tot ăsta? Normal că ne lipsesc. Dar câți ani aveți, mă, de vă uitați acum 3 ani la fake Uber? Sunteți bătrâni? Bătrâni, a? Nu mai știu și noi fericit. David Baron, 26, Sovex, 7. Mamă, ca să înțeleg, ai crescut cu vlogurile mele, a? Bă, jucam, nici nu mai știu să joc, bă, cred că sunt varză la CS. Opa. Serios? Bine și USP-ul ăsta. Ia. Câștigăm un schimb al unde trebuie mai mult. Win a case battle. Ok. Asta voiam să zică. Am îmbătrânit, mă, și eu. Am 24 de ani. Fac 25 în ianuarie. S-a terminat șmecheria. O FIFA când?
Bă, nu știu dacă mergeți să faci live cu FIFA. E și FIFA pe PC, nu știu, nu prea m-am jucat FIFA. Nu prea m-am jucat FIFA. De la primul vlog cu Montrișteu. Mamă, primul vlog cu Montrișteu a fost fix acum mai mult de 4 ani. Acum 4 ani și vreo 2 luni a fost primul vlog cu Montrișteu. Mamă, ce-a trecut timpul, bă, nu vine să cred. Vai de capul meu. 4 ani, bă, nene, aproape 5. Vă realizați? Doamne, parcă a fost acum 2 luni. Capuții live, capuții mai pe live. Păi am terminat cu 5M, lumea vrea 5M, dar sunt foarte obosit, frate, am lucrat un vlog, am stat o ziua dimineața până seara. Am fost plecat. Nu mai sunt stare să fac roleplay. Trebuie să fiu fresh. Adevărat vă zic. Mai facem și mâine, nu-i problemă. Să ne facem și noi un plan ce să facem pe joc. Ah, mă, dă și mie ceva bun aici. Nu dă nimic, bă, nene, bă. Și vreau să fac conquest-ul ăla. Mai stăm și noi, mai vorbim, mai chill. Și eu tot de la primul vlog cu Teo și Montri, te știu că atunci am rămas. Mamă, beculeț. 4 ani și va, frate. Cum au trecut, e incredibil. Se vede că s-a obosit să mor. Eu nu prea pot să mănânc de la aparatul dentar, mi-au pus un arc de ăsta mai așa, mai gros și mă dor toți dinții. Ce ar fi să-ți faci un canal de live? E greu să-l crezi, mă, frate. Ar merge, dai seama. Vă dați seama ce înseamnă părere de Pantera nouă a lui Zbur. Am mers cu mașina lui Zbur, e șmecher, am apărut și pe clip. Dacă ați văzut mai spre final. Bine, mă, am câștigat. Așa, mă, altceva. E mișto, mă, Taycanul, deci e incredibil ce accelerație are, m-a rupt. M-a dat o tură pe aici, pe la mine, pe Bragadirul. Ce ai, mă? Am nebunit. A dat și mult pe ea. 140.000 dat. Ai, mă, măcar dacă îmi dădeai, îmi dădeai și mie ceva mai scump. Băi, deci eu acum trebuie să deschid o cutie și să-mi dea un skin de 3 ori mai scump decât cutia. Mai știi golful la turcoază l-ai avut? Da, cum să nu știu. Ce naiba să-mi deschid eu să-mi dea de 3 ori cutia? Deci ăsta e $4, 412, trebuie să-mi dea ceva de $12 aici. 140.000, da, pe eu. Ce mașină vrei să-ți iei? Bă, nici nu știu, bă, nu prea mai sunt așa, nu mai vreau să bag bani în mașini. Nu prea mai sunt așa pierd să-mi iau o mașină. Dar trebuie să o schimb și pe mea, că a făcut mulți kilometri. Trebuie să mai bucure și alții de-aia. Hai, mă, un skin de 3 ori mai mare, 3 ori 18. Hai că știu cât de dacă e. Ia vă zic și mi-a dat. Ce marcă vrei? Bă, sincer, cred că mă dau pe BMW-ul. Ce părere aveți de BMW? Bă, dar nu-mi dă și nu ceva scump, bă, frate, bă. Hai, mă! Hai, mă! I5?
Parcă Mercedes e altceva. Da, mă, dar ce Mercedes să mai iau? Un R8? Ho, ho, voi vorbi de frate, scorul, băiatul meu. R8-ul vechi, poate? R8-ul nou e în altă galaxie, mâncați așa. Ah, mă, dă și mie ceva scump. Hai că-mi dă dacă e. Să deschid, mă, frate, să-mi dea ceva de 3 ori mai scump. Ragnar ăsta? E să-mi dea de $100, 105. Oh, Bloodsport, bă, nene, bă, ce bastă, bă. Nu se compară Mercedes cu BMW. Păi tocmai, mă, vreau ceva mai sportiv, gen, mașina mea de acum e super confortabilă, super lux, super deșteaptă, dar e diesel, consumă puțin, vreau și ceva mai sportiv. Ia uite, bă, ne-ai zis, bă, pierdut bani. Salut, salut, Dima, ia uite alt Dima. Aveam azi una pe chat. Mi-e foame, bă, nu știu să mănânc ceva mai moale, că nu pot cu aparatul ăsta să mănânc de-astea tare. Nu e bună nici cutia asta. O găsim noi pe aia bună până la urmă. Asta e, o simt. Oh, locul era ăla. Ia-ți M4, nu, bă, credeți-mă, M4 e dream car-ul meu, dar e foarte scump, frate. Dacă se mai ieftinește un pic, adică când se va ieftini un pic, cred că o să-mi iau M4 în 2, 3, 4 ani. Se pare mașina visurilor mele, adică chiar este mașina visurilor mele M4. E vis, frate, am și mers cu ea. N-aveți idee, dar chiar mă, pe la cât se mai învârte un M4 nou? De M4 Autovit. M440i, nu? M440i, ăsta e al lui Zbur, să mor eu. Îl vinde deja? M4 Competition 90.000, 2021? Nu e 80... Bă, mi se pare puțin, eu știam că e 130.000? Băi, ce bun! km. M4 Cabrio, 82.000. Bă, s-au ieftinit, mă? Bro, what? Vai, cum e M4 Cabrio ăsta, 3x2. Vai de capul meu. Mamă. 510 cai. Te pup, Darius. 91.115. 80.000. Băi, ești bun. Bă, ești nebun! Wow! Wow! Bă, s-au ieftinit, eu știam că sunt mult mai scumpe.
E nervos rău, bă, bă, am mers cu el în realitate, este o bestie, bă, frate, bă. Uite, bă, că n-am noroc nici pe Kidrop, n-am noroc. Trebuie să fac 5.000 de vloguri să-mi iau M4. Trebuie să fac 5 vloguri pe săptămână. Mamă, m-a luat cu răceli. Bă, nu pot să fac quest-ul ăsta, frate. Cât dă, mă? 3,8. 24, nu? Trebuie să-mi dea ceva de 24 de dolari la asta. Asta îmi dă dacă e. Mai bine mă bag la bătălia cu fărăr aici. Ai M4? Pe Five, unde ai? Câștigăm și noi ceva? În viața reală. 20 pe live. Da, bă, că am jucat 5M și am ieșit. Acum achidem și noi live-ul. Revin mâine, că sunt foarte, foarte obosit. Nu cred că putem să facem conquest-ul ăsta. Băgați-vă și voi aici la giveaway. 179 de persoane. La 200 să face numărătoarea inversă. Degeaba mă bag aici că nu e ce trebuie, ne auzim mâine, facem live mâine ca lumea, că azi sunt super obosit, bă. Hai, vă pup, ne auzim.